Și ați auzit, dacă vreți, și ceea ce au spus frații vis-a-vis de Dumnezeu și de slujirea pe care a făcut-o înaintea Domnului. Trebuie să afirmăm că a fost un vas special ales de Domnul în vederea slujirii. Și aș remarca doar în mod special smerenia cu care a slujit, cu care și-a făcut slujba aceasta primită de la Domnul, naturalețea cu care a slujit și spiritul de cooperare pe care l-a manifestat în întreaga perioadă a slujirii, arătând respect tuturor celorlalți slujitori, fiind gata să recunoască autoritatea spirituală pe care Dumnezeu a îngăduit-o în biserică. Și lucrul acesta i-a făcut o mare cinste. I-a făcut o mare cinste. Chiar dacă Domnul îi vorbea, indiscutabil, așa au stat lucrurile, accepta că Domnul vorbește și prin alții și că Domnul îi poate vorbi și dumneaei, prin altcineva. Și avea un spirit liniștit vis-a-vis de aspectele acestea, fiind gata să-și lase lucrarea cercetată, cântărită de alții, cu seninătate, cu pace, cu liniște, fără niciun fel de supărare. E mare lucrul acesta, să știți. Mulțumim lui Dumnezeu!